S-a împlinit un an de guvernare USL și s-a realizat un bilanț pentru această guvernare. Claudiu Bârsan, purtător de cuvânt al PDL Sălaj, a prezentat bilanțul negativ acestei guvernări, intitulată Carte Neagră. Bună ziua! Organizăm și în această săptămână o conferință de presă la care este prezent colegul meu Bogdan Ilea, președintele organizației de tineret a Partidului Democrat Liberal și eu în calitate de președinte al organizației municipale. Tema conferinței de presă este prezentarea sau lansarea raportului intitulat Cartea Neagră a Guvernării USL. Este un bilanț, sigur subiectiv, privit din punctul de vedere al opoziției, un bilanț al anului de guvernare USL, an care s-a împlinit în aceste zile. Printre multele lucruri neadevărate pe care premierul Victor Ponta le-a spus în această perioadă, un lucru este de reținut ca adevărat, spunem noi. Acest cabinet Ponta 2 a preluat această guvernare de la un guvern absolut incompetent și irresponsabil. Și aici ne referim la guvernul Ponta 1. Eu cred că numai guvernul Ponta 1 poate întrece în incompetență acest guvern și încă la limită. Se împlinește deci un an de la această guvernare și bilanțul eu cred că este unul negru pentru țara noastră. Este un an în care România a regresat din punct de vedere economic, social, instituțional, cultural, din punct de vedere al imaginii pe care o are în fața partenerilor externi. Raportul pe care l-am prezentat și pe care l-ați primit pe mail încearcă să surprindă diferența, pe de o parte, dintre promisiunile făcute în perioada în care USL se afla în opoziție și ceea ce realizează ei acum. Iar pe de altă parte, diferența dintre propaganda care se face pe unele mijloace media și aceste realizări sau contraperformanța guvernării. Raportul pe care cu siguranță îl veți studia este structurat pe mai multe capitole. În primul rând este reiterată acea situație sau acea încercare de lovitură de stat, cum am spus noi, din vara anului trecut, care a avut consecințe deosebit de grave atât în plan economic, în ceea ce privește dezechilibrele economice care s-au produs după acele evenimente, cât și imaginea pe care România a avut-o și continuă să o aibă în fața partenerilor externi. Sunt prezentate în continuare câteva dintre obiectivele pe care USL și le-a propus în această guvernare, unele dintre ele obiective de interes național și pe care până în acest moment le-a ratat sau le-a amânat realizarea sine die, fără a ști dacă sau când acestea vor mai fi realizate, fără să existe termene precise privind realizarea acestor obiective. Și aici ne referim la aderarea la spațiul Schengen, la adoptarea monedei euro. Sunt, desigur, și obiective fixate de acordurile cu Fondul Monetar Internațional, privatizarea și eficientizarea managementului companiilor de stat. Și la acest capitol s-au înregistrat insuccese repetate. Sunt notorii cazurile Olchim, CFR, Tarom, unde încercările de a se introduce managementul privat au ieșuat una după alta, unde convulsiile sociale sunt la ordinea zilei și unde nu există, practic, perspectiva relansării acestor companii. Practic, noi spunem că în tot acest an USL nu a făcut decât să pună în practică tot ceea ce au criticat pe vremea guvernării PDL, dând astfel dovadă de o crasă inconsecvență. Și aici vorbim de acordurile cu FMI pe care promiteau în gura mare că le vor rupe în prima zi când vor veni la guvernare.
nu fac decât să continue aceste acorduri. Putem da exemplu exploatării gazelor de șist, pentru că este o problemă la ordinea zilei. Vă aduceți aminte ce meeting-uri erau sau ce lor de poziție erau împotriva acestor inițiative. În plus însă, USL și-a compromis aproape toate promisiunile făcute în campania electorală sau în perioada cât erau în opoziție. Și putem vorbi aici despre crearea acelor 1 milion de locuri de muncă promise. De fapt, șomajul a crescut odată cu venirea la putere a USL. Vorbim despre introducerea 20 de taxe noi și de taxe și impozite, și vorbim de impozitele din domeniul agricol, piscicol sau al silviculturii. Vorbim despre coplata în sănătate, despre impozitul pe venitul micro-întreprinderilor. Putem să vorbim despre scumpirea traiului zilnic, care a atins cote alarmante în ultimul an. Și aici ne referim la scumpirea carburanților, scumpirea cheltuielor de întreținere, scumpirea alimentelor, scumpirea costului serviciilor publice. Putem vorbi despre diminuarea bugetelor pentru investiții. Și știm că pe vremea guvernului Boc eram, cred că, țara cu cel mai mare buget alocat investițiilor ca procent din produsul intern brut. Acum, practic, s-a renunțat la a cheltui banii pe investiții, mizându-se pe cheltuielile sociale, care, sigur, aduc voturi. De fapt, marile realizări invocate de către guvernul Ponta, spunem noi, sunt sau tind doar spre menținerea sau egalarea acelor echilibre economice sau acelor realizări care au avut loc în ultima parte a mandatului lui Emil Boc sau în timpul mandatului lui Mihai Răzvan Ungureanu. Practic, se vorbește despre reîntregirea salariilor care s-a făcut în câteva 2-3 săptămâni după venirea la puterea guvernului Ponta și evident că s-a făcut cu banii lăsați de guvernul Ungureanu, special cu această destinație. Vorbim despre cursul euro, se invocă această performanță, curs euro, care este abia acum a ajuns să fie comparabil cu cel din 1 decembrie 2011, practic pe vremea guvernării Boc. Vorbim despre creșterea economică, se estimează ca un succes creștere economică de 1,7% pe acest an. Ne amintim că în anul 2011, pe vremea guvernului Boc, această creștere a fost de 2,5%, sigur, în perioadă de plină criză. Se invocă drept o performanță diminuarea inflației. Ori, iar reținem că pe vremea guvernului Boc, în toamna anului 2011, această inflație se apropia de minimul pe ultimii 20 de ani. Însă putem vorbi și despre contraperformanțe, precum stagnarea producției industriale și scăderea exporturilor începând cu anul 2012 comparativ cu anul 2011. La toate acestea se adaugă lipsa oricăror soluții, lipsa oricărei viziuni privind reformarea sistemului energetic, a sistemului de sănătate, a sistemului de educație. Practic, în toată această perioadă sau în ultimele câteva luni de zile, dezbaterea publică este ținută de un zgomot de fond care bruiază săptămânal și care se referă la regionalizare, fără a ni se explica încă cu exactitate ce înseamnă această regionalizare, până la ce niveluri va merge, care vor fi instituțiile create cu acest prilej, care vor fi competențele lor, cum vor fi aceste instituții alese sau numite. Această dezbatere, condusă sigur de vicepremierul Dragnea, unul dintre cei acuzați de utilizarea ilicită a fondurilor europene, această dezbatere se centrează exclusiv asupra modului de împărțire a regiunilor, asupra capitalei regiunilor, practic asupra bucății pe care fiecare dintre baronii locale USL dorește să ia. O altă
dezbatere trenată, tergiversată, adusă în atenția publică la intervale, este modificarea Constituției, la care lucrează o comisie condusă, culmea, de Crin Antonescu, care a încercat să aplice o lovitură fatală Constituției actuale în vara anului trecut. Și nici la acest capitol nu ni se oferă practic niciun indiciu asupra a ceea ce se intenționează prin această Constituție. Practic, această comisie lucrează de câteva luni de zile, dar nu am văzut niciun rezultat și, din câte se pare, va tinde să ignore în totalitate dorința exprimată de electorat la acel referendum, când cetățenii au declarat că doresc Parlamentul unicameral și maxim 300 de alegători. Unele din acele personaje care în mod simbolic au girat ascensiunea USL la putere, și ne putem referi la personaje precum Dan Voiculescu, Remus Cernea, Cristian Angel, Ioan Ghișe, au ajuns după un an de zile să reflecte, de fapt, ridicolul, penibilul, incompetența, fuga de justiție și alți parametri care eu cred că ilustrează perfect această guvernare a USL. Practic, acest raport, Cartea Neagră, pe care cu care vine acum Partidul Democrat Liberal, nu își propune și nici n-ar reuși să prezinte limitativ toate contraperformanțele guvernului Boc, însă aceste contraperformanțe eu cred că sunt vizibile și se pot resimți în traiul de zi cu zi al fiecărui cetățean.